Când vorbim despre megapixeli mulți, și când spun mulți, nu mă refer la 10-20 de megapixeli amărâți, ci eventual peste 50, intrăm în teritoriul camerelor medium format, extrem de performante, dar și în egală măsură scumpe. Recent și oficial în România, Canon vine în întâmpinarea fotografilor profesioniști și nu numai, și veți vedea de ce spun nu numai, cu două noi camere. Este vorba despre 5DS și 5DSR, cu senzori de 50,6 megapixeli, așadar în teritoriul medium format. Și acum veți înțelege de ce am spus nu numai fotografilor profesioniști, deoarece prețul acestor camere este unul accesibil pentru o gamă destul de largă de utilizatori. Într-un DSLR de dimensiunile pe care le știm, pentru că acest echipament nu diferă de celebrul 5D Mark II, Mark III și așa mai departe, sunt înghesuiți 50 și un pic de megapixeli, ceea ce este absolut impresionant. Cifra asta este o cifră pe care de obicei o întâlnești la, în cazul camerelor de format mediu. Niște camere foarte mari, foarte grele, dedicate în mod special fotografiei de studio, cărora le lipsește portabilitatea și viteza. Lucru pe care îl găsești la această cameră. La prima vedere pare doar o cifră, trebuie să vedeți fotografiile. Sunt cam de 7 ori, dacă am calculat bine, s-ar putea să nu fie o cifră foarte exactă, mai mari decât dimensiunea unui fișier A4 la 300 dpi. Sunt avantaje legate de calitatea imaginii, pentru că pe un fișier foarte mare vei avea o mult mai multă cantitate de informație pe care o poți folosi ulterior. Și există și avantaje de recadrare. Într-un fel sau altul, faci o fotografie care trebuie publicată pe diferite formate. Există foarte des, cel puțin în publicitate, sistemul acesta, că faci o fotografie cumva care trebuie încadrată și pe portret, și într-un format portret, încadrată și într-un format landscape. Și evident că este mult mai dificil să faci asta cu un fișier mic și este mult mai ușor să faci asta cu un fișier mare din care literalmente poți tăia, ai spațiul, ai canvasul acela enorm, din care îți poți alege diverse secții. Un fotograf deja obișnuit, să spunem, cu un 5D Mark III de 21 de megapixeli sau chiar și cu o cameră ceva mai veche, nu cred că va avea probleme de adaptare prea mari cu acest echipament.